Dragile mele gospodine, dacă vreți să vedeți cum se fac fusilii. Deci soțul meu face fusilii în casa. După ce a făcut aluatul cu făină, cu ou, cum faceți un aluat Da, normal, senza uo. senza ova, fără ou. Deci fără ou a făcut soțul meu. Ce ai pus acolo? Amore, che hai messo lì? Farina di metà farina di 00, metà farina di farina della granaturo, come si chiama? Așa, deci ai pus făină de grâu, jumătate, și jumătate a pus griș. 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 E s-a locuit, stai acolo, nu? Și apă. Vedeți, a făcut un aluat, a dat pe mașina de făcut paste și acum face fusile și pregătim în casă. Ia să vedem soțul meu cum face fusile. Eram curioasă și eu pentru că eu nu știam lucrul ăsta. Deci omul că trăiește învață. E un lucru minunat, vedeți? Trebuie îndemânare, dar soțul meu are foarte multă răbdare. Asta e important. Foarte, foarte multă răbdare. Vedeți? Este foarte meticulos și le prepară foarte bine. Și apoi, bineînțeles, pune apă cu sare și le fierbe și folosește, a făcut un suc ragu, deci cu carne tocată. Bineînțeles că a pus selin, am văzut morcov, ceapă și este un suc extraordinar. Și face pastele astea, fusile, deci ca să nu le mai cumpărăm, să luăm lucruri din comerț, mâncăm ceva natural din casă. Vedeți cu câtă îndemânare, cu câtă meticulozitate le face, cât de meticulos e. A pus făină aici ca să nu se lipească pe planșeta. Și cu Andreea se poate face. Cu o bucățică de fer se poate face aceste fusile naturale, bio. No, amore, mangiamo bio. Da. E bine, acum vă las, vă pup și am să vă arăt farfuria la urmă cum o să iasă. Pupici cu sclipici.